Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a intrat astăzi oficial în bătălia electorală din acest an. El a anunțat că va candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Olt, funcție pe care o deține și în prezent. Dacă mă susțin colegii, eu voi candida la această funcție. Așa cum știți, de-a lungul timpului au fost discuții că aș pleca la București sau nu, m-am hotărât, dacă am susținerea colegilor, să mai candidez un mandat la președinția Consiliului Județean. Marius Oprescu a mai adăugat că în acest moment Partidul Social Democrat Olt este pregătit pentru alegerile locale din 9 iunie. Avem candidați pentru toate comunele. Noi încercăm să maximizăm scorul și încercăm anumiți candidați care nu pot obține rezultate bune, adică să câștige primăria, să-i schimbăm și să-i înlocuim cu unii care sunt în stare să câștige primăria. Pentru alegerile locale și europarlamentare din vară, PSD Olt va face campanie pe cont propriu, nefiind cale de dialog între filialele județene ale celor două partide aflate la guvernare.